Zi-mi, Miruna, ce mai este acolo? Un corp care se deformează mai greu decât un alt corp are constanta elastică mai mare. Deci un corp care se deformează, mai spus, un corp care se deformează... Un corp care se deformează mai greu decât un alt corp are constanta mai mare. Elastic. Sigur că da, constanta elastică mai mare, categoric. Deci, da. Adică dacă e un arc mai gros și se atășează... Aceeași greutate și unul și altuia, deformarea este diferită. Corect. Un arc mai subțire și un arc mai gros și aceeași greutate. Dacă le punem, vedeți acolo exact. Se vede exact că deformarea e diferă de la o caracteristica lui. Exact. Unul are o anumită caracteristică, altul are altă caracteristică de la state. Da? Exerciții. Problema care o avem acolo la temă, nu? Unu. Hai să vedem. N-avem temă. N-aveți temă? Nu trebuie la temă, nu trebuie doar lecția. Am înțeles. Haideți acum să ne ducem și la Robert. Da. Pentru că așa mi se pare corect. Da. Da. V-am făcut o demonstrație a ceea ce înseamnă un om care nu știe nimic, dar citind cu atenție, găsind modele din practică, pătrunzând cu mintea în fiecare afirmație a autorului și înțelegând sensul fiecărei fraze, pot să fac și eu lecția de unul singur. Da, asta este esențial. Și eu cred că vreau să înțeleg asta. Deci, asta vreau. Și acum, dacă vreți, mai reluați o dată tot ce s-a discutat, aveți filmul discuției noastre. Că dacă voi nu ați putut prinde și l-ați scris pe tablă fiecare cuvânt care l-am pronunțat noi aici în discuție, dar în film, asta este superb. În film, totul este limpede, da? Totul este perfect. Și atunci, de aceea, filmele au o calitate extraordinară. De câte ori v-ați uitat până acum pe filmele văzute? M-am uitat de câte ori mi-ați spus. De câte ori v-am spus eu, dar n-ați simțit voi în interior nevoia să faceți asta încă. Eu aș merge, Mihaela, chiar insist pe treaba asta. Fiecare film, faceți o practică în asta, fiecare film să fie văzut. Din clipa în care apare, să fie văzut, pentru că veți vedea ce colosal, ce ajutor mare veți primi din filmul respectiv. Ea un pic are timp de când vine de la școală. Da, bine, nu mă refer la tine. Da, mă refer la tine. Are timp să știi să fac asta. Păi asta ceri. Ceri are tu. Timp. Tu ceri chestia asta cumva. Miruna, ascultă pe Prof Online. Deci eu spun, faci asta și vei fi foarte tare, foarte mulțumită de tot ce înseamnă revederea lecției. Dar e o curiozitate. Pur și simplu curiozitate să vezi cum ai stat acolo, cum ai contribuit, să revezi, să te regăsești încă o dată în raționamentul care s-a produs acolo. Exact, cum te-ai exprimat. Sigur că da. Deci este foarte bine venită o treabă de asta. Facem o practică. Deci vă voi întreba la lecția următoare, după ce filmele au apărut, vă voi întreba niște lucruri despre felul în care ați retrăit vizionând filmul. Și veți vedea cât de benefic este. Voi, deocamdată, practica pe care o faceți este asta. Ca la meditația când te duci și când te găsești cu profesorul. Faci meditație, cu lecții, tema, e plecat. Dar uitați că această discuție este înregistrată acolo. Și poate am mai făcut o paranteză, mai vine cu ceva adăugire, mai vine cu ceva precizări, pe care nu le-ai scris acolo în cărți, dar sunt în film prinse. Și atunci, te ajută să-ți clarifici încă o dată lucrurile, da? Țin neapărat la asta. O să vedeți cât de bine este. N-ai lucrat mai exerciții? Păi facem un pic de la... Facem păi da, noi în timp ce facem... Da, voi gândiți la ieșiții, faceți ce ieșiții. Adică să nu pierdem timpul cu treaba asta. Deși ar fi bine că dacă mergem și un pic... Eu să facem un pic și cu Robert. Sigur că... Robert vine și păi eu te-ți va fi... Nu, în spate. Văzuteți mult în față. Dar dacă vine în spate, aș face. Așa. Hai, Robert, eu aș vrea să spun, hai să participăm la lecția exact. Asta, ca și cum ar fi pentru mată făcută. Corect. Și să vedem dacă înțelegem încă o dată cu Robert, că îți va veni foarte bine când la clasă vă-ți întâlni. Da? Deci nu-i decât lucru benefic. Te rog, Robert, ce titlu să spunem la film pentru tine? Forță de tracție gravitațională. Așa.
forța de atracție gravitațională, da? Forța de atracție gravitațională. Haideți, Robert, introdu-ne și noi pe noi în lumea asta a lecției tale, da? A titlului acestuia. Chiar te rog să facem asta ca o discuție și până să treci la probleme. Da? Te rog. Partea teoretică mă interesează și până treci la probleme. Forța care măsoară interacțiunea dintre Pământ și corpurile aflate în câmpul său gravitațional de atracție se numește forță de atracție gravitațională sau greutate, notată cu gâma. Aha. Deci, între Pământ și corpurile care intră în sferă lui de atracție, se există această forță de atracție. Nu o să vedem decât următorul lucru. Orice corp, dacă l-am aruncat în sus, i-am impluat așa, așa, de la un loc se oprește și este atras spre Pământ. Te-ai întrebat vreodată dacă mai exista forța asta de atracție, ce s-ar întâmpla cu tot ce înseamnă construcții, tot ce înseamnă popularea planetei? Am plutit. Pur și simplu, n-am mai avea, să spunem, control asupra mișcărilor noastre. Castronaut, sigur că da. Deci este esențială forța de atracție. Este spectaculos. Deci e vorba de G mare, nu? Da. Așa se numește, G mare, forța, cum ai zis tu, forța gravitațională. Forța gravitațională sau greutate, da? Greutate. Atenție, este deosebire între greutate și masă. Masa unui corp. Deci, una este masa unui corp, alta este forța gravitațională. Prin câmp înțelegem un spațiu fizic limitat în interiorul căruia se produc un anume tip de interacțiune. Deci câmpul gravitațional este un spațiu limitat în interiorul căruia se produc aceste forțe gravitaționale. Da? Câmp gravitațional. Câmp gravitațional este un spațiu limitat în interiorul căruia se produc forțe gravitaționale un anume tip de interacțiune. Da. Spațiul din jurul Pământului în care acesta își exercită atracția asupra corpurilor se numește câmp gravitațional terestru. Bun. Deci câmp gravitațional terestru, o altă noțiune. Câmp gravitațional. Nu mai spun ce înseamnă, locul unde în jurul Pământului se produc aceste forțe de interacțiune, da? Câmp gravitațional terestru, pentru că este vorba de lucrul acesta care se produce în jurul Pământului. Poftim? Se notează cu G mic valoarea raportului greutate pe masă și se numește constantă gravitațională. Deci G mic egal cu G mare supra masă. Și de aici înseamnă că G mare este egal cu M ori G mic. Da? Da. Deci raportul ăsta s-a notat cu G. Da. Mic. Unitatea de măsură pentru greutate în sistemul internațional este Newton. Deci, ca o forță, nu? Unitatea de măsură. Unitatea de măsură pentru G
G mare este Newtonul. Constanta gravitațională depinde de latitudine și de altitudine. Aha. Deci constanta gravitațională nu este aceeași în tot spațiul, nu? Terestru. Și depinde de latitudine și longitudine. Da. Și am un exercițiu. Hai să vă. Un cub cu latura de 8 cm. Alo? 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 Lasă-mă, Gigi. Așa, revin eu cu telefonul, sunt în lecție acum cu copiii. Revin eu cu un telefon, îți povestesc. Da? Bine, mersi mult. Deci, să zicem. Un cub cu latura de 8 cm. Deci un cub cu latura egal cu 8 cm. Suspendat de un resort cu constanta elastică egală cu 270 N pe masă. Da, cu un corp cu constanta elastică egal cu 270 N pe măsură, că era vorba de măsura deformatoare, nu? Ce ți-a produs forța deformatoare și unitatea de măsură a deformării. Pe M, așa ai notat? Da. M, sau măsură scrie? M. M, pur și simplu. Da. Îl alungește cu 51,2 mm. A, pe metru, mă. Că în vorba de lungime, deci în metru, da. Deci dintr-o pe metru, îl alungește cu cât? Cu 51,2 mm. El aici la cub și aici să spunem, el 1, ca să nu fie același el, da? Da. Cu cât îl alungește cu? 51,2 mm. Care este densitatea cubului? Rho. Da? Da. Rho cub. Și mai am o cerință. Din ce material este confecționat cubul? Materialul, nu? Materialul cubului. Și ne dă o informație suplimentare, zice că gâmic egal cu 10 N pe kilogram. 10 metri pe? Newton pe kilogram. 10 N pe kilogram, părere. Da. Da. Asta adică ne spune să nu lucrăm cu 9,8, da, să luăm cu 10. Da. Mai citești o dată problema, că trebuie să ne așezăm bine pe ea. Te rog. Un cub cu latura de 8 cm, suspendat de un resort cu constanta elastică 270 N pe metru, îl alungește cu 51,2 mm. Așa. Care este densitatea cubului și din ce material este confecționat cubul? Bun. Densitatea. Adică e vreuna pe limbajul nostru. Exact. Da? Rho egal cu cine? Rho. Rho egal cu masa, parcă așa, supra de? Masa supra volumul curbului. Da. Densitatea unui corp. Este vorba de masă și pe ce volum. Una să fie, să spunem, gândiți-vă niște pene făcute, așa, care au anumit într-o pernă masa ei mică și volumul mare. Deci alta este densitatea acolo, nu fiind rare. Corect. Și alta este o bucată de fier. O să fie care, a, nu, la aceeași dimensiune, să zicem. Și clar că de aceea zice masa spre volum. Vreau, am vrut să fac legătura cu cu nevoia de a ține bine formula asta în minte. Da. Densitatea e masa supra volum. Așa. Deci rho egal cu masa
supra volum. Volumul cubului îl putem afla. Volumul, Robert, cu cine este egal volumul unui cub? Cubul cine este? Este un corp, știți, toate dimensiunile sunt de aceeași măsură. Deci, cuștime, nu? E area bazei, area bazei că e pătrat și e la a doua, da. Ori înălțimea, care e încă o dată el. Da, e la a treia. Deci volumul egal cu L la a treia. L la puterea a treia. Bun. Și acum. Dar nu știm, Elu, că... Și egal mai departe, cu L pe care îl știm 8 cm, deci egal cu 8 la a treia centimetri cubi, centimetri cubi, că zice centimetru, centimetru, suntem la fizică, suntem foarte adevărat lucrurile acestea. Și face 64. 64 ori cât? 64 ori 8. 512. Cât? 512. 512 centimetri cubi. Lucrăm așa în centimetri? O să ne ducem la metru în dată, da? 512 centimetri cubi, care egal cu cine, dacă mergem mai departe cu... Trebuie să ducem la centimetru, la decimetru și ducem virgula care este aici, 51, la stânga, 2. Peste trei cifre. Da, deci cresc și descresc din mie în mie și face 0,512 decimetri cub, și care înseamnă în metru cub, 0,00. Încă 3 zerouri. Separate. 1, 2, 3, 512 deci metri cubi. Metri cubi, da? Da. Așa ne-am dus și am aflat volumul. Acum masa, noi pe rot trebuie să aflăm. Masa de unde o aflăm? Masa egal cu cine? Păi avem aici că G mare egal cu masa ori G mic, da? Da. G mare. De unde masa egal cu G mare supra G mic. Masa egal cu G mare supra G mic. E bine? Da. Deci masa egal cu G mare supra G mic. Ei, G mare este tocmai forța deformatoare care lucrează, da? Deci G mare este egal cu forța deformatoare. Dar există o legătură între caracteristica de elasticitate a resortului, forța deformatoare și lungime. Și alungirea. Cum era chestia aceea? Acum am făcut-o împreună. Ca ăla, ca ăla egal cu cine? Supra delta L. Da, forța supra... Alungirea. Da, supra delta L. De acord? Da. Deci, G mare, atenție, cau acela e G mare, deci să zicem și noi, K egal cu forța deformatoare, în cazul nostru G mare, supra delta L, alungirea produsă. Da. Și alungirea produsă ne spune autorul, de cât care e alungirea, deformarea care se produce? 51,2 metri. Așa mi-a spus autorul. Că se produce o alungire a arcului de 51,2, da? 51,2 milimetri. Milimetri. 51,2 milimetri. Pe cal știm. E dat. Da. Da? Și de aici scoatem pe gen. Deci, puteam să lucrez așa, să las încă delta el acela, da? Delta el acela, ca în formulă, din care scot pe G. K ori delta el. G egal cu K ori delta el. Deci nu mă duc repede să locuiesc un număr de acelea, că e obositor de lucrat. Se lucrează pe baza formulor ca să o facem mai bine la sfârșit. Aici la volum n-am avut ce face, că de la volum aflat. Așa. Și acum, de aici îl știu pe G. Da? G este egal cu K ori delta L. Și înlocuiesc aici și vine K.
ori L1, cum am zis noi. Ca ori L1. Vedeți? L1 am mutat, da? Da, da. Ca ori L1 supra G. Și dacă știm masa, putem să înlocuim aici. Dar haideți să aflăm masa de acum, că volumul știu exprimat în metri cubi, va trebui să vedem și cu masa ca să aflăm teror. Masa, să începem să muncim. Egal mai departe. Cu K. Știm pe K? Da. Constanta de la citate? Știm. 270. Newton pe metru. Totul supra. Ori L1, da, ori L1 care este... 51,2 lăsăm milimetri? Păi transformă ca să ducă în metri să lucrăm aici, da? Deci, cât face 51,2 milimetri? Ducem virgula aici, facem centimetri, o ducem încă o dată și facem decimetri, și punem un 0 și pe urmă 0,0512, da? 0,0512 metri. Așa. Supra G. Era 0,512. Da. 0,512. Hai să vedem încă o dată. Deci am dus aici și am făcut tot ce l-am făcut. Centimetri. Am dus aici și am făcut decimetri și pun un 0. Și fac metri. 0,0512. Așa. Mai vedem încă o dată că am greșit eu. Deci câte la peste câte duc la asta? Peste 3. 1, 2, 3. Și până pun pe 0 virgulă. Deci am avut aici virgulă, da? Da. Și am dus-o 1, 2, 3 și 0 virgulă. A, nu l-am montat. Păi, da, atunci unde mai este? Hai să vedem încă o dată, insist. Aici ce înseamnă? De aici, aici înseamnă centimetri. Decimetri sunt aici. Deci 512 ar fi... Da, de dreptate. Da. Deci 512 ar fi fost decimetri. Da, de dreptate. Deci 100, două zerouri. Da. După la stânga peste două. Cum m-a dus peste 3? Deci 0,0512. Da. 0,0512 metri. Supra G, care este 10, s-a spus acolo, nu? Da, 10 newton pe kilogram. Pe kilogram. Ei, acum, newton pe metru, ori metru, metru cu metru se simplifică aici. Da. Trebuie să înțelegeți că așa vine. 270 newton supra metru. Ori 0,0512 metri și metru cu metru se simplifică. Newton cu newton. Și kilogramul care era la numitor ajunge tot mai sus. Exact. Și atunci este egal mai departe cu 270 ori 0,0512 și supra 10, da? Da, da. Supra 10. Da, 0, am putut să-l luăm la... Kilogram. Acum, fiind 10 aici, 270 aici, 10 aici, tem 0 de aici de aici. Da? Să facem o simplificare prin 10. Și ar fi egal mai departe cu 27 ori 0,0512 kg. Vă rog să-mi spuneți cât este acolo 27 înmulțit cu... Să mulțim, da? Da. 1,3824 kg. Da, 1,3824 kg. Și după ce am găsit masa, ne ducem la ρ și avem că ρ egal cu masa pe care am găsit-o, e vorba de 1,3824 kg supra volum, care este și el cunoscut, 0,000 512 metri cubi. Mai bine nu împărțeam, nu mulțeam, domn profesor, că aveam 0,0512 și aici 0,00... Cred că trebuie așa păstrat, că autorul a avut grijă. Da, și atunci hai să revenim. 27
ori 0,0512 kg supra 0,000512 metri cub. Și egal cu. Și acum vreau să-mi arate 0,0512, adică să mută virgula peste câte la, la dreapta. Aici ar vrea să fie virgula, nu? Sau nu aici, aici. Acolo, două. Să fie 0,0512, da? Aici apare. Acolo. Dar ca să se ducă virgula la dreapta, trebuie să mulțești și sus și jos cu 100. Cu 100, corect. Deci ca virgula să deplaseze la dreapta, înmulțești și numărătorul și numitorul cu 100. Așadar, vă spune 27 urmat de 20 ori, da? Da. Ori 0,512 kg pe cât? 0,0512 metri cub. Nu era 0,512. Mai puneți un 0 sus, domnule. Unde? 0,0512. 0,0512, ca să fie identic. Da, da, da. Și acum simplificăm ăsta cu ăsta. Și face cât? 2700 kilograme pe metru cub. Deci, acum am găsit densitatea materialului respectiv. Și ca să vedem care este materialul din care e construit cubul, nu ne rămâne decât să vedem la rou ăsta cui corespunde. La 2700 kg pe metru cub. Ce este? Și copiii ar trebui să știe fi de rost? Nu, nu, nu. De tabel se vede. De tabel este un lucru. Ia vezi și 2700. Fier. 2700 kg pe metru cub. Nu pot să vă spun. Aluminiu. Aluminiu, da? L-ai găsit. Da. Deci, la întrebarea cine este? Așa? Rocu. Ro cub am găsit că este, cât este, am răspuns la, la mic. Da? 2700 kg pe metru cub. Da, 2700 kg pe metru cub. Și că B mic, aluminiu. Aluminiu, făcut din aluminiu. Super, domnule. Haideți să mai vedem o dată. De aceea, trebuie să avem răbdare când ne mutăm cu gândul să facem și probleme și ghișiții. Nu puteți face, dar niciodată, dragilor, ceva, mai ales la fizică, dacă nu știți toată teoria. Atenție foarte mult. Aici, păreau lucrurile parcă din altă lume. Cum să afli tu densitatea cubului când n-ai elemente? Și din ce-i făcut cubul. Deci chiar te face să pleci lângă problemă urgent. Da. Iată pașii care am făcut. Am zis așa. Măi, ce ne dă problema ca la geometrie? Ce ne dă problema? Ne dă latura cubului. Înseamnă că putem afla volumul. Deci eu vă spun acum cum am gândit în culise. Deci în etapa în care problema mi-a fost propusă, am început, Miruna și cu Alunaca. Hai să fiți atente că este tot ce spune e atât de interesant încât mizați pe faptul că vă puteți uita la film. Asta e drept. Așa se întâmplă la clasă. E foarte bun să joacă, să mantezi prin ceva, să vezi că tu ai fost în cutare, dar tu mai trimiți un bilețel, mai nu știu. Asta e activitatea la clasă. În timp ce profesorul predă, se străduie acolo, ei se găsesc altceva de făcut și n-am înțeles. Nu știu, este atât de simplu să spun n-am înțeles și nici acasă când ajungi nu faci niciun pic de efortul. Zici, nu pot să fac probleme. Gata. Terminat? Nu știu. Și mama, tată, ia-mă în brațe și mă duc la profesor, la meditator. Asta e drama mare. Păi da. Și el, băietul, părinte, nu are altceva de făcut decât să execute mișcarea pe care o propui tu. Vinovat ești numărul 1, sau vinovat ești numărul 1 și iată că el încearcă să reacționeze. Mă întorc. Deci, autorul spune, îți dau latura cubului. Cu asta avea să vadă cu cine este egal volumul cubului. Dar de ce îmi trebuie volum? Pentru că câte vreme mă întreabă de ro, ro egal cu masa supra volum. Iată încă un moment important. Știi tu că ro egal cu masa supra volum? Păi cum să pornești problema? N-ai cum să pornești dacă nu știi chestia asta. Și acum simți nevoia că volumul trebuie să-l afli urgent.
că nu degeaba ți-a dat latura cubului, volumul fiind cubului, latura la treia, dacă ar fi fost paralelepiped, și v-am amintit, am venit o ședință, v-am arătat un paralelepiped, stup cu acela în brață. A luat ursul stupul în brațe, da? Și v-am arătat ce înseamnă paralelepiped. Stupul. Da, așa. Ei, la volum paralelepiedului a fost area bazei, ori înălțimea. Dar acum înălțimea cubului este așa ca și latura, nu? Și de ce latura la pătrat jos este el pătrat și ori încă dimensiunea cealaltă face latura la a treia? Deci, volumul egal cu latura la a treia, în centimetri ne-am dus la exprimarea în metri cubi, că ne ducem spre unitatea de măsură centrală, aceea care e stabilită în toate formulele. Autorul ce vrea acum? Ia să-i văd eu cum stau cu matematica cu transformările. Cum se duc de la centimetru spre metru cub? Știu să cresc și despre din mie în mie? Iată, foarte multe întrebări pe parcurs. Corect. După care, am rezolvat cu volumul masa. De unde să vină masa? Îmi dă constanta de elasticitatea... Hai, mă trimite o lecție în urmă. Cu cine este egal constanta de elasticitate? Tocmai am vorbit. Este egal cu forța deformatoare supra deformarea produsă. Forța deformatoare IG-ul, iar deformarea produsă este alungirea lui. Da? Da. Și atunci am folosit ca pa ăsta, constanta de elasticitate ca fiind G supra alungirea produsă, delta L, el, unul, cum am notat noi aici o problemă, și de aici scoate pe G, că avem nevoie de G ca să înlocuim aici, dragii. G este egal cu K ori alungirea. Cu G-ul nu m-am pus să fac numeric treaba asta. Și o las când nu mai am control, am făcut înlocuire, am făcut simplificări, dacă sunt de acolo, toate lucrurile acestea. Și atunci masa, după ce înlocuim, avem atenție, foarte important lucru, să vedem simplificările urmărind unități de măsură. La fizică este esențial. La masă trebuia să rămână în kilograme. Da? Să se simplifice newtonii, să se simplifice pe aici metri. Și în final am arătat că masa e un anumit... Rho-ul l-am găsit, dar rho-ul. Rho l-am aflat. În clipa care găsim masa și știu volumul, masa și volumul, mă întorc și mă înlocuiesc și găsesc pe rho. Da. Și rho, după calculul făcut, este 2700 kg pe metru cub. Kilogram de la masă, metru cub de la volum. Și am descoperit că corespunde aluminiului. Și am descoperit că corespunde aluminiului. Iată, problemă foarte frumoasă, interesantă, unde instrumentul matematic și-a spus cuvântul. Da? Deci dacă stăpânești matematica și ai fenomenul fizic și ai înțeles o serie de formule, păi înlocuirile de aici nu mai sunt o problemă pentru mine, că am instrumentul matematic, asta înseamnă. Nu am nicio emoție cu transformările geometrice. Totul merge de la sine. Dacă instrumentul matematic este bine pus la punct. Nu se face matematică, și are insist, și am să insist până când veți înțelege cu toți și vor înțelege toți ceilalți care privesc spre la filmele mele. Matematica este instrument de lucru pentru alte discipline, dragilor. Fizica nu merge deloc, dar deloc, dacă nu e instrumentul matematic pus la punct. V-am mai spus. Eu, ca elev, eram unul dintre cei mai buni, mi-am depășit profesorul și asta era marea bucurie, probabil, a profesorului meu, că l-am depășit pentru că aveam instrumentul matematic mai bine pus la punct decât el. El probabil că bâlbâia pe acolo, când se spate într-un raport, o făcea cu emoții. Iar eu o făceam cu precizie. Și de aceea, la problemele de fizică, stăteam foarte bine. Foarte bine chiar. Asta, repet, având în vedere tocmai ce aici am precizat-o în fiecare lecție și am spus-o de fiecare dată, matematica e instrument de lucru. Informatica, o să vedeți la informatică mâine, nu o să vă vină să credeți, dar fără matematică nu se face nimic. Nu mai facem informatică. Nu mai facem informatică. Nu mai faceți informatică, o să faceți. De la anul nu mai faceți. În anii următori. Informatica rămâne totuși. Nu mai faceți. Nu mai faceți. Nu asta este la voi. Eu am spus în principiu.
Deci nu m-am referit că nu se face în nu știu ce an chestia asta. Și vorba este despre dezvoltarea voastră ca oameni și în perspectiva ceea ce înseamnă instrumentul matematic bine pus la punct, știut, ca să-ți dea voie să te dezvolți cum trebuie. Nu mai e nicio problemă? Nu mai e. Păcă nu. Ia, facem o problemă acolo, deschidem. Exact. Următoarea problemă. Următoarea problemă. Nu mai e niciuna carte? Nu, este cât o dată ai făcut. Le-ai făcut în clasă? Da. Pe toate? Una dintre cele care ai făcut în clasă? Sau cum ai acum la lecția voastră? Nu. Nu sunt probleme acolo, nu? Nu, decât mai există. Ai zis că nu știi să faci. Nici de prima ai zis că nu știi, te-am auzit. Dar pe care... Hai să vedem, gândim acolo. Foarte fain. Mi-e chiar îmi place. Deci, fizica rămâne fascinantă din faptul că e vorba de a simți instrument, de a simți fenomenul fizic. Asta este superb. Și pe un instrument matematic, înțelegi de ce să faci matematică. Vezi utilitatea formulelor respective. Da? Vezi utilitatea. Atunci da, fac matematică. De altfel, fac matematică cum trebuie să trec clasa. Fac matematică, mă stresează profesorul. Nu. Păi nu aflați acolo că e al domeniu dacă nu transformați corect. Sigur că da. O greșeală mică făcută pe traseu. Nu mai era lumin. Nu mai ieșea lumin. Cine știe și ieșea. Salut. De-aia este fantastic. De-aia este fantastic. Ia zi cu tot problema. Care va fi deformarea? Nu-ți problema. Bun, de la ce faci? Nu vreți să mai puneți un o întrebare? Hai, zi, acum spun domnul meu. Hai, zi. Care va fi deformarea unui resort sub acțiunea unei forțe de 20 de newton? Deci o forță de 20 de newton. Da. Dacă la acțiunea unei forțe de 10 newton. Deci, care va fi deformarea? Delta L ăla. Da? Delta L egal cu cine? Știind că în clipa în care avem o forță de 10 newton, 10 newton, deformarea asta a fost de 5 cm. Delta L sau da, de 5 cm. Așa, iată. Cum ne ducem? Constanta de elasticitate. De delta L. Deci ca constanta este egal cu F pe deformare. F pe deformare. Deformarea delta L, cum e notat aici. Da? Constanta este o caracteristică specifică corpurilor elastice. Constanta de elasticitate. Da? Este aceeași și în situația în care avem 20 din newton. Deci această constantă este o dată egal cu 10 supra 5. 10 newton, da? 10 newton supra 5 cm. Și este aceeași egală mai departe și cu al doilea F, hai să zicem F1 aici și F2, egal cu F2 pe și egal cu F1 supra delta supra X. Hai să zicem delta el asta, alungirea asta, X. Și iată că am intrat într-o proporție, iată matematică ce bine te instalezi. Deci este o proporție din care trebuie să aflăm un termen al proporției respective și știu cum să află. F1 ăsta, F1 egal cu, sau nu F1, X ăsta, lungirea, X-ul. 10 cm. F1 știu cât este. Cât știu, este? Da, 20. 20, da? 20 newton. Da. Și atunci X egal cu 5 ori 20 pe 10. Dar noi spuneam că înainte de a ne, dacă putem simplifica pe orizontală, o facem prin 10. Și atunci zici 1 pe 5. Newton cu newton se simplifică, da? 1 pe 5 cm egal cu 2 pe X. Da. Da? Că aici am simplificat prin 10. 2 pe X. Din care scoatem că X egal cu 5 ori 2 egal cu 10 cm. Termină problema.
Eu știam. Asta. Hai să vedem. Hai. Dublăm forța ce acționează în lungul unii resori. Ce se întâmplă cu deformarea? Dublăm. Forța. Deci este o forță a unui F-ul, da? Este forța F asupra unui resort. F a produs o alungire de el. Da? Dacă în loc de F folosim 2 F, elul, ce se întâmplă aici? Se va dubla? Asta îmi spune, da? Da, 4L, nu? Dacă se va dubla sau nu? Dacă va fi 2L sau nu? Răspunsul. Constanta K de elasticitatea resortului este K, este F supra el, da? Și egală cu aceeași constantă cu 2F supra X. Da? Da. Iată, mă opresc la proporția aici, egalitatea celor două rapoarte, și simplific la numărător prin F, da. Și atunci rezultă că 1 pe L egal cu 2 pe X. De unde X egal cu 2L. Terminat problema. Da, se dublează în calcul făcut matematic. Încă o dată, matematica cât este de binevenită înspre fizic. Mi-a mai zis fata. Ești stresată când mama te invită. Dacă ai ajunge să trăiești cu bucurie aceea stare pe care o are mama, este extraordinar. Deci, Miruna, nu știu cum să mulțumesc Dumnezeu că mama te însoțește în fiecare seară și dacă tu o să reușești să ții capul pe umeri perfect, este un semn de respect față de fizică, nu față de mine. Da? Că fizica spune să ții capul drept. Da. Respectă fizica. Ia să vii. Atenție multă. Da? Bine. Hai. O forță de 30 de newton. O forță F egal cu 30 newton. Acționând în lungul unui resort, îi produce acesteia o deformare de 6 cm. Da. Îi produce deformarea el egal cu 6 cm. Da. Ce valoare are o altă forță care, acționând pe aceeași direcție, produce aceeași resort o deformare de 10 cm? Deci, de data asta, pe F nu-l mai știu. Da? Nu mai știu. Știu că deformarea el este de 10 cm. F egal cu cine? Păi, știm să spunem. K egal cu F pe delta F. Și egal cu 30 pe 6. Newton pe 6. Da, 30 newton pe 6 cm. Și egal mai departe cu simplificăm X newton. X newton. Sau putem lăsa F, nu e nicio problemă, dar nu neapărat cu instinct să mă dăm necunoscut. Așa, egal cu F newton pe 10 cm. Și newton cu newton se simplifică. Și 30 F. Și acum? 30 cu 10. 30 cu 10, nu. Nu 30 cu 10. Cine 6 cu 10, dacă vrei să facem o simplificare, și aici am 2, și aici 5. Am 3, da? 3 și 5. Și atunci devine 30 newton, hai să lăsăm newton, supra, centimetru cu centimetru aici simplificăm, da. Supra 3, egal cu F. Să înțelegi că newton va fi unitatea de măsură preluată de aici, 3 supra 5. Da? 30 cu 3 simplificăm și vine echivalent cu scrierea proporției 10 newton supra 1 egal cu F supra 5. De unde scoatem pe F egal cu 50 newton, da? Da. 50 newton. Din nou, nu mi-am permis să scot deodată nu știu ce acolo, pentru că vreau simplificări, de-aia am făcut matematică. Deci putem simplifica
numitorii, la un cap la celălalt, prin același număr, numărătorii prin același număr, dar și sus-jos, fracția aducându-o la una echivalentă. Așa, altă întrebare. De câte ori se micșorează forța ce acționează în lungul unui resort, dacă deformarea se reduce la o treime din cea inițială? Dacă deformarea se reduce la o treime din cea inițială. Da. Andreea a ajutat să-i jos, să meargă. Ce mă lasă? Deci, întrebarea este de câte ori se produce deformarea, nu? Încă o dată spunem. De câte ori se micșorează forța ce acționează în lucrul unui resort, dacă deformarea se duce la o treime din cea inițială. Aha. Deci, am o forță F care a produs, datorită acțiunii sale, un L. Deci, un anumit L. Deformarea produse, anumitul lungime a produs. Acum, care este forța? Cine este forța care se producă acum un L pe 3? Cu o treime din L, zice. Da? Un L pe 3 se producă. Și acum scriem ce știm noi. Constanta C egal cu F supra L. F supra delta L. Delta L, dar e L, lungimea aceea, deformarea. Pe L am spus-o. În care... egal mai departe cu ce e F? Cu? F X, hai să spunem X-ul. F-ul acela care, pe care trebuie să-l găsim. Pe... L pe 3. Supra L pe 3. O treime spune, da? Mm-hmm. Păi L cu L la 3-a, L pe 3. Deci 3-ul va ajunge sus aici. Deci înseamnă că F supra L egal cu 3X supra 3X supra L. Da. Adică L. Ce-am făcut? Am mulțit prima cu doua inversată. Adică F egal cu 3X. L cu L se simplifică. Și X-ul de aici egal cu F pe 3. X-ul egal cu F pe 3. Da? Deci am descoperit X-ul egal cu F pe 3. Ce putem spune? Că deformarea produsă la o treime înseamnă că o forță ca valoare e o treime din forța care a produs lungirea cealaltă. Păi zic că să mărim direct proporționale, facem iar legătura cu matematica. Deci, deformarea și cu forța sunt mărim direct proporționale. Cu cât forța e mai mare, cu atât deformarea e mai mare. Cu cât forța... deci, e limpede. Deformarea și cu forța mărim direct proporționale. Așa, dragilor, ne oprim aici. S-a făcut fix. Da, s-a făcut fix. Exact.